Ziua! Alături
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
на те клар, да треба кому інтереса з кимось погляду. Так би було трибуновано, а треба було. Ще й ком. Ну, добре, добре. Мама... А, молодец, ловив. Съешь по. Я тебе так съесть. У нас зима драч. Bună ziua, dragi reprezentanți ai mass-media! Vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Astăzi noi suntem într-un marș tradițional care îl facem deja a 6-lea an. De fiecare dată noi îl facem deoarece credem că ziua de 1 iunie nu este doar despre discuții, despre cât de buni sunt copiii, dar și despre discuții, despre problemele cu care copiii și tinerii se întâlnesc. Și pentru a începe acest eveniment, aș vrea să ofer cuvântul doamnei prim-ministru Natalia Gavriliță. Bună ziua tuturor, bună ziua dragi tineri, felicitări cu 1 iunie, cu ziua copiilor și ziua tinerilor. A 6-lea an, aripa tânără a Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS Youth, organizează acest marș. Acum el este condus de tinerii deputați PAS din Parlament. Ne bucurăm să avem atâția deputați tineri care promovează subiectele tinerilor pe ordinea de zi a guvernului și în politicile statului. Bravo! Să ne aplaudăm! Noi aici am încheiat un marș al tinerilor care a mers pe strada Ștefan cel Mare, a ajuns până la guvern, dar marșul pe care trebuie să-l trecem împreună ca stat pentru a oferi șanse mai bune tinerilor abia începe. Vreau să spun ce face guvernul pentru a susține tinerii și ce face chiar azi, în această zi. Astăzi, în ședința guvernului, vom aproba programul Start pentru tineri, un program pentru tineri care vor să-și creeze afaceri. Toată lumea știe că afacerile create de tineri aduc o doză de inovativitate, creativitate, ambiție, optimism în economie și noi vrem să susținem aceste aspirații ale tinerilor. În cadrul acestui program va fi acordat suport financiar pentru afacerile pornite de tineri, suport de consultanță, credite cu componente de granturi și asistență nerambursabilă în dependență de tipul de afacere. Îndemn toată lumea tânără, ambițioasă, care vrea să-și încerce puterile în afaceri, să meargă pe site-ul ODIM și să vadă informația despre acest program. Deja Oficiul pentru Gestionarea Asistenței Externe din cadrul Ministerului Finanțelor a început un program pentru a susține tinerii antreprenori și 76 de subproiecte în 23 de raioane și-au început activitatea și acordăm atenție și tinerilor din mediul rural. În acest an, mecanismul de subvenționare în agricultură nu doar că a fost crescut, deci nu doar bugetul a fost crescut, dar și prioritizează afacerile pornite de tineri. În același timp, noi credem că tinerii trebuie să aibă o diversitate de oportunități pentru ca să-și înțeleagă vocația, să-și înțeleagă potențialul și să poată trăi împlinit viața aici, acasă. De aceea, avem programe pentru studenți. Cred că deja ați auzit de programele de stagii în instituțiile publice cu burse finanțate din partea Uniunii Europene. Le suntem foarte recunoscători pentru
această oportunitate oferită tinerilor și abia aștept să văd fețele tinerilor studenți pe holurile guvernului și a instituțiilor publice. De asemenea, avem un program nou, o premieră pentru Republica Moldova, voucherele pentru tineri, ca să poată participa în viața culturală a Republicii Moldova. Cu ajutorul acestor vouchere finanțate din bugetul de stat, tinerii vor putea merge la un concert, la un spectacol, își pot procura cărți, pot merge la biblioteci, deci își pot finanța activitățile culturale și aceasta este foarte important pentru dezvoltarea multilaterală a tinerilor. Noi chiar astăzi vom adopta, în afară de acest program Start pentru tineri, vom adopta și planul pentru protecția copiilor, unde vor fi măsuri pentru familiile tinere, pentru balansarea vieții sau echilibrarea efortului în viața profesională și viața personală, dar și măsuri pentru copiii, tinerii care au nevoie de ajutor mai mult decât alții. Este vorba despre cei care sunt în condiții de vulnerabilitate, părinții cărora au migrat sau copiii care au rămas fără îngrijire părintească sau copiii care au fost, din păcate, martori sau victime ale unor infracțiuni. Evident că vom continua să investim în copii și în tineri. Deja în ultimele luni am crescut și indemnizația pentru nașterea copiilor și mă bucur să văd aici și deputați tineri care au început cu marșurile în PAS Youth și acum cresc copii, îi felicit. Și de asemenea mă bucur să avem printre noi tineri care au beneficiat de programe pentru tineri antreprenori. Și nu doar că vom crește aceste indemnizații, scutiri de impozite, am dublat scutirea personală pentru copii, pentru familii cu copii, dar vom continua să ne gândim la căi creative și moderne pentru a face traiul tinerilor în Republica Moldova unul plin de împliniri. Cu 1 iunie și timpul pentru tineri este acum. Având în vedere că sărbătoarea de astăzi nu este doar despre tineri, dar este și despre tinerile familiei, am să vă spun foarte scurt despre care sunt acțiunile care le întreprindem ca să venim în susținerea celor care au format o familie și care vor să aibă copii. E bine de știut că în Republica Moldova, în mediu, conform ultimelor studii, tinerile familii vor să aibă până la 3 copii. Dar, ținând cont de situația existentă, cu regret, numărul copiilor mediu pentru o familie este mai mic de 2. Deci există o dorință din partea cuplurilor tinere să aibă mai mulți copii și respectiv și statul trebuie să răspundă cu măsuri pentru a încuraja să-și îndeplinească această dorință. Cu toții ne dorim cu siguranță să n-avem mulți copii în această țară și să rămână ulterior aici. Deci primul lucru pe care noi am pornit să-l facem este să asigurăm un mai bun echilibru între viața de familie și viața profesională a cuplurilor. În așa fel încât fiecare familie se decide pentru sine. Cine stă acasă, cine merge mai departe la lucru, cât timp decide familia sau unul dintre părinți să stea acasă și așa mai departe. Respectiv, proiectul de lege care a fost înregistrat și care noi sperăm foarte mult să-l votăm până la finalul acestei sesiuni parlamentare, prevede câteva momente. Deci, în primul rând, concediul de îngrijire a copilului, mai bine zis, indemnizația de îngrijire a copilului, va putea să fie partajată de către părinți. Astăzi, de regulă, în continuare, mamele sunt cele care stau acasă cu copiii. Noi să le oferim posibilitatea să partajeze în familie cum decide ei acei 3 ani sau 2 ani de zile care decide să stea acasă. Familia decide pentru sine. Tata stă un an, mama stă 2 sau oricare altă formulă care este convenabilă pentru ei, ținând cont de jobul pe care îl au sau de alte circumstanțe.
Deci este important să flexibilizăm și deschidem posibilitatea pentru ambii părinți să partajeze acest concediu și vom face lucrul ăsta. În a doilea rând, ne dorim foarte mult să oferim taților posibilitatea să bucure de primul an din viața copilului și să fie acasă alături de el, să participe activ în viața de familie și pentru că, pe termen lung, lucrul ăsta este extrem de important și pentru familie în ansamblu și pentru experiența tatălui. Respectiv, o să prelungim perioada în care tații pot să-și ia concediu de paternitate. Concediul de paternitate a fost introdus ani în urmă, presupune 2 săptămâni plătite integral de către stat, în care tatăl poate sta acasă cu copilul. Doar că astăzi, această perioadă de 2 săptămâni trebuie luată în primele 50 zile ale copilului. Noi considerăm că asta este restrictiv, o să extindem perioada asta până la 1 an de zile. Respectiv, tații, până la 1 an de zile, vor putea sta acasă timp de 2 săptămâni alături de nou născut și de mamă, pentru ca să se bucure de această frumoasă perioadă și să mai pună și numărul la creșterea copilului. În al treilea rând, pentru că sunt multe femei în general, dar și tați, care vor să iasă mai devreme la lucru. Și astăzi există doar 2 posibilități de a beneficia de această indemnizație de îngrijire a copilului, fie timp de 2 ani și 2 luni, fie timp de 3 ani de zile, în quantum diferit. Vrem să le oferim oportunitatea celor care vor să iasă mai devreme la lucru, să poată să o facă și să beneficie prin urmare de o indemnizație egală nu cu 30% din salariul pe ultimele 12 luni, dar egală cu 90% din salariul pe care l-au avut timp de 1 an de zile. Credem că asta o susțină foarte mult acele familii unde unul dintre părinți este dispus să se reangajeze mai repede și să revină la lucru. Ceea ce încercăm noi să facem prin acest pachet inițial este să oferim fiecărei familii șansa să aleagă. Cum este pentru ei mai bine să-și organizeze viața de familie și să partajeze rolurile. Ăsta este primul pas. În același timp, noi o să continuăm să lucrăm foarte mult asupra unui subiect tare important pentru tinerile familii, și anume accesul la creșă. Primul pas a fost făcut, noi am schimbat legea și le-am dat voie angajatorilor să organizeze creșă în cadrul întreprinderilor pentru angajații lor. În cât de curând o să fie aprobat și hotărârea de guvern care o să pună în aplicare în acest mecanism. Și lucrăm acum asupra unui program mai amplu care să rezolve această problemă, pentru că, din păcate, astăzi doar 20% din copiii cu vârsta mai mică de 3 ani frecventează o creșă, deși mulți părinți și-ar dori să poată să beneficieze de acest serviciu. Și asta înseamnă tichetele de creșă sunt similare tichetelor de masă, deci sunt o plată neimpozitată, salarială, care poate fi utilizată pentru acest scop. Vorbim despre crearea unui fond de creșă public, susțină autoritățile publice locale, care creează mai multe locuri de creșă, și problema asta e foarte acută, în special în Chișinău și în alte orașe. Vorbim despre reglementarea profesiei de bonă, pentru ca bonele să treacă un proces de certificare, să fie încadrate în sistemul de protecție socială și să stimulăm dezvoltarea acestei profesii de principiu. Și în ultimul rând, există un concept așa numitelor mini-creșe, în care o persoană care vrea să aibă grijă într-un setting familial de 3, 4, 5 copii, să o facă într-o manieră legală, asigurând astfel accesul acestei servicii pentru un număr mai mare de persoane. Pentru noi, încă o dată reiterez, familiile copii sunt o prioritate, se lucrează foarte mult în aceste direcții, o să începem prin acele măsuri despre care am vorbit pentru asigurarea unui mai mare echilibru, unui mai mare flexibilități în viața familială, și o să continuăm și cu alte măsuri țintite, în special pentru a asigura accesul la creșă pentru familiile care și-o doresc. Vă mulțumesc! Ce își doresc tinerii și ce oportunități au la ei acasă? Tinerii își doresc lucruri simple și firești, cum ar fi siguranța zilei de mâine și susținerea de la început de cale profesională. Trăim astăzi timpuri dificile, vremuri la care nimeni din noi nu s-a așteptat. Tinerilor probabil este extrem de greu să facă față acestei perioade complicate. Reprezentanții statului au responsabilitatea de a oferi susținerea necesară, astfel încât tinerii să poată decide cum își vor construi viața și cariera de mai departe. Este vorba de oportunități de a te angaja la tine în țară și de a activa în domeniul care îți place.
Anume pentru asta am decis, împreună cu un grup de deputați și cu susținerea guvernului, să inițiem un program de internship în instituțiile statului, diferit de stagiile de practică tradiționale. Acest program vine să le ofere absolvenților oportunitatea de a fi incluși în sistemul public mai ușor și mai eficient, de a participa în procesele de lucru pentru o perioadă suficientă de până la 3 luni, timp în care se poată să înțeleagă cum se întâmplă de fapt lucrurile și cum acestea pot fi îmbunătățite. Programul de internship va fi plătit, asistat de mentori și va fi orientat pe dobândirea abilităților practice și experienței de muncă. Această țară are nevoie de tineri mai mult decât orice, de energia, inovația și viziunea voastră. Alte metode de susținere țin de programele dedicate tinerilor care vor să se lanseze în afaceri. Prin programul Start pentru tineri, ODIM va oferi granturi de până la 200.000 lei pentru tinerii care își propun să se lanseze în afaceri. Un alt mecanism destinat tinerilor este programul de credite cu porțiune de grant, oferit în scopul facilitării accesului tinerilor la resurse financiare pentru dezvoltarea afacerilor. Valoarea pachetului financiar va ajunge până la 1,7 milioane lei și va include o porțiune de împrumut rambursabil de 85% și grant de 15%. În anul curent, întreprinderile fondate de tineri antreprenori care solicită credite de la orice bancă comercială pot beneficia de garanții financiare din partea Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii cu o valoare maximă de până la 5 milioane lei, care acoperă până la 80% din suma creditelor contractate. Concomitent, tinerii au fost scutiți de la plata Comisiunii de Garantare pentru primul an de acțiune a garanției. În același timp, tinerii pot accesa și beneficia de toate instrumentele de suport antreprenorial. E vorba de programe ca Femei în Afaceri, grantul constituie 165.000 lei contribuție de 10%. Programul de atragere a remitenților în economie pare 1+1, grantul este de până la 250.000 lei cu o contribuție de 250.000 lei. Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, granturi de la 200 până la 500.000 lei. Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii, care presupune granturi de până la 500.000 lei. Este important ca tinerii să cunoască despre aceste oportunități și să le poată accesa atunci când au nevoie de susținere și investiții. Ne dorim să construim o țară a oportunităților și a posibilităților. Și suntem siguri că împreună vom reuși. Mulțumesc! Foarte repede. Vreau doar să vă povestesc un pic despre voucherele culturale, care într-adevăr este o premieră națională. Și când a apărut această idee, am comunicat-o Natalie și mesajul ei a fost exact următorul. Dacă Ministerul Finanțelor nu are obiecții, eu sunt doar pentru. Deci am adunat curajul lumii și am întrebat Ministerul Finanțelor și, din potrivă, a fost o susținere enormă pentru acest proiect și s-au alăturat și domnul Protan, și domnul Țurcanu, și domnul Bunianschi, și toți tinerii deputați și asta dă dovadă că creativitatea tinerilor și participarea lor în actul cultural este o prioritate. Ce înseamnă, de fapt, acest voucher cultural? Fiecare tânăr, pentru prima etapă, când o să împlinească 16 ani, în contul lui guvernamental va primi o sumă în valoare de 1.000 de lei. Verificam dacă nu s-a schimbat, glumesc. 1.000 de lei pentru a participa la concerte, festivaluri, muzee, teatre. Cumva este un mecanism nou de a finanța cultura, prin faptul că noi dăm banii spectatorului. Și prin asta motivăm și instituțiile teatral-concertistice să-și diversifice repertoriul, adică să fie pentru tineri, meargă în localitățile rurale, pentru că, indiferent unde te afli în Moldova, tu trebuie să ai acces la cultură. Și dacă tot vorbim despre oportunități creative pentru tineri, eu mă bucur că noi din septembrie o să avem un program nou de licențe la USM, la AP și la UTM. O să fie un program pentru animație, gaming și New Media. Deci, viitorii creatori de desene animate, de jocuri, noi vă așteptăm. Eu cred că noi avem un potențial creativ enorm și e un moment oportun ca noi să-l valorificăm. Și dacă tot vorbim repede despre creativitate, un pic,
Azi este Festivalul Industriilor Creative, de azi se începe, deci de pe 1 până pe 5 iunie aveți, aveți acces la diferite workshop-uri, ateliere, concerte, evenimente, performance-uri, la care vă îndemn să mergeți cu drag. Vor avea loc la MediaCore și la ArtCore. Și în perioada 3-5 iunie, Coaliția Sectorului Independent vă oferă să descoperiți spații alternative de cultură în Chișinău, Dubăsari, Râbnița, Crtop. Așa că mergeți, vedeți cultură și artă, pentru că asta vă pune întrebări vouă despre voi. Vă pune într-un dialog. Și dacă tot pune arta întrebări, eu știu că timpul tinerilor este acum. Întrebarea mea este dacă creăm acest timp împreună. Yay, bine! Mersi! Și da, eu vreau ca acest timp să fie cu adevărat creativ, cu mult entuziasm, cu multă pasiune și cu multă iubire de viață, pentru că noi asta avem și asta suntem. Mulțumesc! Bună ziua! În primul rând, după cum puteți vedea, marșul nostru tradițional de Ziua Copilului din 1 iunie reunește nu doar tineri, nu doar copii, dar avem și seniori cărora le pasă de generația care vine din urma lor. Într-al doilea rând, probabil anul acesta este cel mai complicat an de a vorbi tinerilor și copiilor despre perspective, pentru că ei au trăit acest an văzând război, văzând la televizor, văzând copii, tineri de vârsta lor care au fugit de război și care tot mulți tineri cu brațele deschise i-au primit acasă. Eu până a trece să vorbesc, cum au vorbit colegii mei, despre proiecte și inițiative și eforturi, vreau să-i aplaudăm pe toți cei care și-au deschis casele să primească, toți tinerii care și-au deschis casele să primească refugiați, toți tinerii care au stat la palanca, la punctele de frontieră și-au primit voluntari, și-au primit refugiați, toți cei care au sortat pachete, au colectat ajutoare și-au arătat ceea ce e cel mai bun în tineri. Dorința de a ajuta necondiționat. Haideți să-i aplaudăm! Într-al doilea rând, Ziua Copilului este o zi în care noi putem să reflectăm și trebuie să reflectăm. De ce au nevoie copiii și tinerii? Și pe lângă resursă și siguranță, copiii și tinerii au nevoie de un lucru foarte simplu. Ei au nevoie să știe că ei sunt apreciați. Ei au nevoie să știe că ei trăiesc într-o țară unde ei văd eroi spre care vor să tindă, văd exemple spre care doresc să tindă și că atunci când mai cresc un pic și din copii devin adolescenți și tineri, statul, societatea le va încuraja eforturile lor, energia lor și dedicația pe care ei o vor aplica în domeniile pe care le vor alege ei. Cultură, creație, tineret, proiecte educaționale, antreprenoriat, vor merge la o muncă decentă. Toate acestea trebuie să încurajate. Și ele trebuie să încurajate din primele momente de manifestare a lor de către tine. Din acest motiv, noi am fost mereu, cred că de la începutul marșului, tot vorbim de susținerea și creșterea susținerii pentru programele de tineret. Acest lucru este mai mult ca necesar astăzi, în contextul în care noi trebuie să arătăm tinerilor că ei sunt apreciați acasă. Astăzi, anul acesta, este în derulare Programul Național de Granturi pentru Tineret. El deja a fost distribuit și mai multe organizații de tineret mobilizează tineri, organizează proiecte, organizează campanii. Aceste programe vor continua și vor crește în intensitate. Mai mult ca atât. Anul acesta noi dorim să apreciem munca eroilor noștri. Și deseori eroii noștri sunt sportivii. Sportivii ca niciodată redau în noi sau renasc în noi dragostea față de țară, față de patrie, mândria față de ceea ce avem în jurul nostru. Și în săptămâna următoare vom vota în prima lectură dublarea burselor pentru sportivii din țară. Noi ne dorim ca fiecare copil care va decide să practice sportul profesionist să cunoască că acest stat îl va susține. Iar fiecare sportiv actual care își dedică sănătatea și munca și transpirația pentru onoarea și mândria țării, să știi că este apreciat și că nu are careva dificultăți sau poveri financiare. Iar statul va interveni pentru a asigura acest lucru. Angajamentul nostru de dublare a burselor sportivilor devine realitate în următoarele săptămâni și eu mă bucur și eu mulțumesc mult pentru suport în acest sens. Mai mult ca atât, noi în țară avem o rețea națională de centre de tineret.
Despre ea se cunoaște foarte puțin, însă acolo lucrează mulți lucrători de tineret și participă mulți tineri care arată societăților, comunităților, în sate, în orașe, proiectele care ei le fac schimbă fața localităților, adună tineri, învață tineri practici frumoase. Și această rețea trebuie ajutată încât ea să ajungă în fiecare localitate, în fiecare școală, ca ei să participe în ceea ce numim noi educație pentru societate și să încurajeze tinerii să meargă la vot, să deschidă o afacere, să tragă guvernul sau primăria lui de mânică și să-i spună despre problemele sale. Ori noi vom putea și vom reuși să ținem tinerii acasă atunci când vom demonstra că auzim nevoile tinerilor și vocea tinerilor. Eu mă bucur să fac parte dintr-o echipă care înțelege că timpul tinerilor este acum și noi nu mai vorbim despre tineri ca ceva de viitor, noi vorbim despre problemele tinerilor și cum ele pot fi soluționate acum și noi vorbim despre tineri ca parte integrală a soluționării acestor probleme. Tinerii își pot rezolva problemele cu mâinile lor. Este nevoie să punem resurse și energie și încurajare în acest timp. Tinerilor este acum. Acesta este primul an care noi facem acest marș și suntem la guvernare. Și responsabilitatea este mai mare, dar în același timp este prima oară, probabil, în istoria Republicii Moldova, când noi avem atât de mare grup în Parlament de tineri care lucrează împreună pentru ca să facă viața tinerilor mai bună. Nu doar că avem acest grup de deputați, noi avem și un guvern care ne susține și noi avem și susținerea de jos din partea tinerilor care vor să vadă rezultate. Acum noi am prezentat pe mai multe filiere la ce noi facem acum, ce planuri avem pe viitor. O altă problemă care a fost discutată tot la așa un marș din 1 iunie în anul 2018 a fost problema igienei în școli. La moment școlile arătau ca un dezastru și în urma acestui marș, noi atunci am reușit să punem presiune pe guvern și ei au alocat 5 milioane de lei anual pentru igienă școli. Și anul acesta, în bugetul actual, noi am prevăzut 25 de milioane. Deci am mărit de 5 ori suma și anul acesta se vor repara școli în valoare de 25 de milioane lei, anume blocurile sanitare. Deci noi credem că trebuie mai întâi un standard minim să acoperim pentru tineri, ca tinerii să se simtă confortabil, să aibă un confort ca să poată să acceseze pe studii. În același timp, noi, pentru prima oară în istorie, am introdus termenul de bullying în codul educației. Și, în continuare, guvernul lucrează la elaborarea unei metodologii de combatere și prevenire a bullying-ului. Deci noi credem că copiii și tinerii trebuie să simtă în siguranță în școală. Școala trebuie să fie un mediu sigur pentru învățare. În același timp, noi promovăm lectura, noi am votat reducerea TVA-ului de la cărțile electronice și cărți audio, și noi am votat legea învățământului dual, ca să facem învățământul profesional tehnic mai atractiv pentru tineri. Tinerii vor putea să beneficieze de cazare, de asigurare socială și de un salariu care nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie, deci de 3.500 de lei. Aceste acțiuni sunt doar un început și noi în continuare vom lucra atât echipa PASIUV, cât și deputații tineri, cât și această guvernare pentru interesul tinerilor. Și vă îndemnăm pe toți voi care cred că este un subiect de care noi trebuie în mod prioritar să ne apucăm sau un subiect la care trebuie să lucrăm. Noi suntem deschiși pentru contact, atât tinerii cât și oricum organizații de tineret. În același timp, dacă vreți să puneți mâna la modul practic la această schimbare, vă îndemnăm să aplicați și să deveniți membri a organizației noastre de tineret. Avem formularul pe pagină, PASIUV. Și în continuare, noi probabil fix peste un an, pe 1 iunie, iarăși ne vom întâlni în acest marș. Atunci iarăși vom spune ce am reușit să realizăm și ce planificăm să realizăm. Și vă mulțumesc tuturor care au venit la acest marș. Timpul tinerilor este acum și Moldova este pentru tineri. Vă mulțumim! Mersi că ați stat cu noi totuși.